Anii adolescenței sunt cei mai frumoși din viața oricărei persoane. Din păcate, un tânăr de doar 15 ani nu se poate bucura din plin de ei. Rămas imobilizat la pat în urma unui accident rutier, Costin Iordache se pregătește pentru o perioadă prin care nimeni nu și-ar dori să treacă. După mai bine de 2 luni de la accidentul rutier, tânărul elev în clasa a 9-a la liceul Tudor Vianu din municipiu privește cu speranță spre viitor și visează doar la ziua în care va merge din nou. În această luptă, Costin nu este singur. Îi sunt alături părinții, prietenii, dar și fratele său Sebi, în vârstă de doar 8 ani, care împărtășește aceeași durere. Nici el nu poate să meargă. Adolescentul a fost externat la sfârșitul săptămânii trecute, se simte mai bine, însă lupta pentru a-și îndeplini visul abia acum începe. Mă simt mai bine decât la început și e mai bine acasă. Dar nu știu, mă simt mult mai bine, adică am început să simt mai multe, mai... Voi merge pe 13 aprilie la un centru de recuperare din Oradea. Ce vei face acolo? Din câte am înțeles, recuperare acvatică, bazin, nu știu nici eu. Cei doi tineri vor pleca în a doua zi de Paște către Oradea, unde vor efectua ședințe de recuperare subacvatică. Costul acestora depășește posibilitatea financiară a familiei. Frații Iordache au nevoie de 3.000 de lei pentru a urma prima etapă de recuperare, ce va dura 3 săptămâni. Mergem la Oradea pe 13 aprilie, a doua zi de Paște. Ne-a spus doamna doctor că dacă stăm mai mult, am făcut programare prin telefon și ne-a spus că dacă stăm mai mult acasă nu e bine și... Mergem 3 săptămâni. Această recuperare totuși costă niște bani. Despre ce sumă este vorba? Cam în jur de 3.000 de lei, așa. Că merg și cu cel mic, mergem primul. Facem comandă la salvare și o să mergem cu salvarea. Și Sebi va face recuperare? Da. Și Sebi aceeași recuperare. Ne-am comandat și bicicletă electrică, pedalieră pe net. Da, comandă de spalier ca să totuși să vă ajutăm și când e acasă. Drama celor doi frați a impresionat întreaga comunitate, care a ajutat cu diferite sume de bani. La scurt timp după accident, Asociația Uniți pentru Giurgiu s-a implicat pentru a ajuta familia lui Costin. Reprezentanții asociației au organizat o petrecere de dragobete, în cadrul căreia participanții au donat bani pentru a-l ajuta pe tânărul aflat în suferință. Până în prezent, familia lui Costin a primit peste 2.000 de lei din partea Asociației Uniți pentru Giurgiu, 9.000 de lei din partea Consiliului Local Frătești și 2.500 de lei de la Consiliul Județean Giurgiu. Toți banii sunt folosiți în recuperarea celor doi adolescenți. În prezent, aceștia au nevoie din nou de ajutorul nostru. Pentru a merge la recuperare la Oradea, frații Iordache au nevoie de 3.000 de lei. Toți cei care doresc să-i întindă o mână de ajutor lui Costin pot dona banii în contul afișat pe ecran, deschis pe numele tatălui său, George Iordache. Orice sumă contează. Asociația Uniți pentru Giurgiu, împreună cu TV Giurgiu, face apel către toți giurgiuvenii să nu rămână indiferenți la problemele familiei Iordache. Haideți să-l ajutăm pe Costin să se întoarcă la liceu și pe micuțul Sebi să meargă la școală.